Republica Moldova și-a ales Parlamentul. Partidul Maesandu PAS figurează cu 52% dintre voturi la rezultatele estimative. Italia a învins Anglia la loviturile de departajare, 3-2 la finalul celor 120 de minute de joc și a câștigat campionatul european. Donnarumma este eroul squadrei Azura. Israelul începe să administreze a treia doză de ser. Vaccinarea persoanelor cu imunitate scăzută are loc în contextul răspândirii variantei Delta. David Popovici a câștigat 4 medalii la campionatul european de natație, dintre care 3 sunt de aur. A doborât recordurile de viteză în probele de 100 și de 200 de metri liber. Știi!